Percheziții de amploare în toată țara cu două ore înainte de Crăciun, la cei bănuiți că urmau să vândă artificii și petarde extrem de periculoase. Numai puțin de 10 tone de articole pirotehnice au fost confiscate de ofițeri după ce au intrat în 40 de imobile din mai multe județe. Anchetatorii spun că indivizile dețineau fără drept. Una dintre percheziții a avizat și încălcarea regimului armelor și munițiilor, faptă ce putea pune sute de vieți în pericol. În Vaslui, polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase au făcut 10 percheziții domiciliare și au confiscat 120 de kilograme de articole pirotehnice. La rândul lor, ofițerii din Mureș au controlat 5 imobile, în care au găsit alte 30 de kilograme de artificii și petarde, în valoare de 600 de lei. Polițiștii din Galați, în schimb, au dat peste o cantitate enormă de articole pirotehnice deținute fără drept, și anume 2000 de kilograme. Valoarea lor este de 50.000 de lei. Percheziții similare au avut loc și în Dolj, Dâmbovița, Brăila, în Buzău, Gorj sau Timiș. În Sibiu, pe lângă 6 kg de articole pirotehnice ilegale, ofițerii au găsit și o armă de tir sportiv, calibru 4,5, deținută tot fără drept. Nu în ultimul rând, polițiștii din capital au făcut 2 percheziții la locuințele unor persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Aici au fost confiscate 5.400 de kilograme de artificii sau petarde de diferite categorii, iar în total polițiștii au oprit de la vânzare aproximativ 10 tone de articole pirotehnice.